pare că echipa noastră se cheamă Bravo 6. Și va trebui să ne întâlnim cu o altă echipă care se numește Bravo 2. Să încercăm să supraviețuim. Stăm puțin aici ascuns să vedem despre câți dinamici este vorba. Încercăm să tragem la distanță. Pare a fi un număr destul de mare. Aruncăm grenadă. Încearcă să înainteze. Și noi ne retragem. Și acum este rândul nostru să înaintăm. Dar nu cred că rândul lor să se retragă. Se pare că am supraviețuit primului val, dar urmează valul numărul 2. Și poate vor urma și altele. Se pare că aceștia au fost toți. Din acel tunel. Dar urmează altă încăpere, unde sunt alții. Dăm niște headshot-uri foarte frumoase. După cum puteți vedea, am adunat 4 grenade și o să le folosim. Dar se pare că am rămas fără muniție. Și o să schimbăm MP5 cu P90. Care nu este prea bună, dar... Și se pare că a murit din cauza unei grenade. O să folosim USP-ul de data aceasta, să mai salvăm niște gloanțe la... Am fi avut noroc dacă ne-ar... Fi dar mai multe gloanțe, da. Dacă am fi avut mai multe încărcătoare. Și dacă ne-ar fi arătat indicatorul de grenade. Wow! Pe acela nu l-am văzut. Să schimbăm USP-ul în P90. Dinamicii noștri aruncă grenade. Wow. Dar o să aruncăm până câteva. Urcăm din nou pe alte scări. Aruncăm din nou grenadă. Cu cât înaintăm, cu atât apar din ce în ce mai mulți inamici. Eu și ne-am întâlnit cu Bravo 2. Să nu pușcăm. Ce să-i dăm? Cu MP5, nu? Pa, și l-am pușcat. Îl chinuiam degeaba. Și acum o să ieșim afară. Suntem în centrul New Yorkului. Acela este Big Ben-ul. Deja traficul a fost oprit. Pentru că pe acest drum va veni o dubiță pe care noi trebuie să o oprim. Și probabil că o să facem. Și gata, s-a răsturnat. Șoferul nu prea știe să conducă. Probabil că s-a aruncat din mașină, să vedem. Eu asta și făcut. Și da, s-a aruncat. Să vedem aici ce este. Și lasă mașina. Și acesta este finalul videoului misiunii numărul 6. Eu sunt Mădălin. Împreună cu Cosmin. Sper că v-a plăcut. Vă așteptăm și pe data viitoare.